Hei, te salut, Nușa! Bună, Cristian! Vă salutăm și pe voi! Nu ne-am salutare mai văzut tuturor. De ceva vreme. Am fost într-o scurtă vacanță, într-un mini-concediu și am zis că ai fost și plecată din București, ai plimbat prin multe locuri. Da. Zine au fost multe ceva. Experiențe. Chiar vreau să împărtășesc cu tine și cu cei care ne urmăresc o experiență interesantă. Zilele trecute, bântuim prin bucegii noștri dragi, eu sunt fan al muntelui și mă simt o fică a bucegilor, am trăit o experiență foarte interesantă. Fiind pe la jumătatea traseului între peștera și omul, la un moment dat, pe lângă mine a trecut un cuplu foarte interesant. Aveau pusă masca regulamentar. Amândoi aveau mască? Amândoi aveau mască, dar domnul în zona abdomenului avea ceva pe sub tricou, nu se vedea ce, un emițător de sunete. Aha, o boxă, ce avea? Probabil ceva de genul acesta, din care la un nivel extraordinar de înalt țipa și urla muzică. Dacă ar fi fost într-un spațiu public în oraș sau, mă rog, în sat, în oriunde, ar fi fost în mod sigur amendat pentru deranjarea liniștii publice. Și am stat și mi-am pus întrebarea cât de chinuit era acel om, pentru că venise undeva departe de lumea dezlănțuită, departe de zgomote, de toate cele, și el simțea nevoia să urle muzica. Deci nu era un nivel gestionabil pentru urechile, cel puțin ale mele și cred că și ale multora din jur, pe de o parte. Pe de altă parte m-am gândit cum gestionez o astfel de situație, pentru că ce puteam să-i fac acelui om? Da, omul acesta, în mod cert, că ai zis că era chinuit, în mod cert era chinuit, nu știu dacă fix atunci, dar înainte, sau decizia de a face chestia asta pe munte, unde face ceva care îi place, să pună încă ceva care numai lui îi place, muzica la o asemenea intensitate, poate într-adevăr să ne ducă cu gândul că pe dinăuntru acolo e ceva care îl chinuie. Și ce interesant, și tu știi asta, noi știm cu toții asta, uneori când suntem chinuiți sau oamenii se simt chinuiți, se simt îndreptățiți sau cumva vor să normalizeze lucrurile, chinuindu-i și pe ceilalți. Nu știu dacă intenționat chinuindu-i, ci făcând ceea ce simt ei că le-ar aduce ușurare în acel moment. Și de multe ori acțiunile care mie mi-aduc liniște, ușurare într-un anumit moment, îi agasează și îi deranjează pe cei din jurul meu. Da, eu am văzut tot felul de reacții în jurul unor astfel de persoane. Unii îi disprețuiesc și își manifestă asta spunând glumițe sau râzând superior. Alții pur și simplu îi apostrofează, unii comentează după, alții explodează pe dinăuntru, se frustrează sau trăiesc o nemulțumire maximă. Cumva îi generează tot felul de reacții și unor chiar mă întreba dacă nu cumva asta și vor, ceea ce nu cred, cred că cu gândul prea departe. Da, interesant ar fi ce ar avea de făcut cei care, ce am putea să le sugerăm celor care ne urmăresc acum, ar putea face sau ar putea realiza ca demers lăuntric atunci când se întâlnesc, ajung în preajma unor astfel de persoane ale căror acțiuni, ca zic așa, ne afectează sau ne poluează sau ne intoxică. Bă, eu sincer văd două variante. Varianta 1 este să dai un feedback ca omul ăla să înțeleagă că ție îți produce un disconfort. Dar aici este o problemă. Dacă tu dai feedback-ul plin de spume, de nervi, enervat că i-ai luat gâtul persoanei respective, din punctul meu de vedere nu este un feedback, este o reacție care va genera un conflict. Pentru că celălalt îți va răspunde tot de pe poziție de forță și așa mai departe. Deci, recomandarea mea este să dăm feedback, dacă putem să dăm feedback din așezare, din centrare, din, cu cea mai bună intenție. E posibil să dați mai încet sau e posibil să respectați, dacă e posibil, și urechile celorlalți. Deci, cu o stare și cu un ton și cu atitudine, nu de critică, nu de acuzații, ci de a cere ceva.
Acum, aici apare un aspect. Când cer ceva, există 50% șanse să primești, 50% șanse să nu primești. Asta este partea, aceasta este partea cu feedback-ul. Apoi este partea cum gestionez eu dacă nu mă simt în stare să fiu liniștită, calmă, să nu iau gâtul respectivei persoane și să îi spun ce și cum mă deranjează. Da, cred că asta ar fi, poate să preceadă feedback-ul în cazul în care feedback-ul are vreo șansă, pentru că sunt persoane la care orice fel de feedback este inutil și cel mai probabil chinul despre care vorbeai o să îi macine multă vreme. Feedback-ul are și un rol terapeutic. Mă ajută pe mine să nu țin în mine ceea ce aș fi putut să spun și dacă sunt capabilă să spun într-un mod așezat, fără să critic, fără să acuz, fără să-i vărs celuilalt în cap spumele mării în care am intrat eu, da? În acel moment, feedback-ul este ok și pentru mine, pentru că nu păstrez ceva la care mă gândesc încă 7 zile de acum încolo ce s-a întâmplat, și îi semnalez celuilalt ceea ce faci este în regulă. Corect, vorbele deci, nespuse adesea necesită și se strâng cam pe aici, cam pe aici, da, cam pe aici se strâng. Și începem să avem probleme cu tiroida, cu mai multe. Da, nu intrăm super acum în detalii. Și a doua variantă, deci ce putem să facem, cum gestionăm noi. Aici e vorba de ce fac eu când mă trezesc într-o stare de neputință și nu am ce să-i fac celuilalt. Accept că sunt limitată, că acțiunile mele sunt limitate, că nu pot să iau gâtul celuilalt, că mă deranjează, că face ceva. Și am mai multe variante, depinde de fiecare dintre noi, pleci din zona, spațiul respectiv. În cazul meu a fost cât timp nu m-am simțit suficient de liniștită să-i dau un feedback așezat persoanei, mi-am băgat degetele în urechi cât a fost în preajma mea, după care am stat și m-am gândit la multe chestii, la respect, la cum și eu ce fac unor și deranjez pe ceilalți, și o formă prin care eu zic că dau drumul acestei experiențe este să vorbesc acum cu tine și cu ceilalți despre ea, ce am gândit eu despre această experiență, cum am gestionat eu această experiență și aștept și idei de la voi, cum ați gestiona o astfel de experiență, cum ați gestionat, poate, că ați avut momente în care și voi ați fost, nu-mi imaginez că există persoană care să nu fi fost într-o astfel de situație, cum ați gestionat o stare de genul acesta, în care cineva a făcut ceva care v-a deranjat destul de tare și nu ați avut metode, nu ați avut la îndemână unelte, instrumente, în acel moment să-l faceți pe celălalt să înceteze cu acel categoric, comportament. Da. Și eu te felicit că ai hotărât să faci asta, pentru că pe de o parte faci un lucru benefic pentru tine și benefic pentru noi cu oameni și ca societate, pentru că suntem și, unii dintre noi suntem părinți, alții, să zicem așa, suntem modele pentru cei din jurul nostru, poate suntem, nu știu, cadre didactice, dascări, exemple. Și e bine să știm asta, pentru că a lărgi, să zic, perspectiva în societate asupra faptului că acțiunile mele la un moment dat pot fi deranjante, ne ajută să ne gândim un pic la ce impact avem asupra celorlalți. Nu e mare șmecherie sau nu e un lucru care să te lauzi, faptul că dacă ție îți faci bine, dacă tu te simți bine în detrimentul celorlalți, asta este ceva în neregulă. Ba din contră, și am o singură idee, ceva care eu practic sau uneori fac. Urmăresc să gestionez experiența la un alt nivel, adică la înțelege pur și simplu educația, nivelul la care acel om există, și pur și simplu a mă pune în papucii lui și poate dacă aș fi trăit viața acelui om, aș fi primit educația pe care el a primit-o, aș fi trecut prin lucrurile prin care poate a trecut,
aș fi acționat și eu la fel, da, cum cine acționează. Știe, poate a luptat în teatrele de operațiuni și au explodat bombe pe lângă el. Mm-hmm. Asta este, pare, ceva foarte drăguț. Și uite, ca un simbol, noi am căutat să stăm în umbră ca să nu avem tot felul de chestii pe noi. Și uite, tot vorbind, dacă e ca să o luăm și ca o metaforă, a venit lumina peste noi. Da, a venit soarele, a venit exact soarele. Când vreau să filmăm, mai la umbră. Exact, deci am pornit din umbră, a venit soarele, deci probabil că eliberând niște lucruri, da, ajungem să fim mai luminoși, ajungem să fim mai relaxați, ajungem să fim mai vizibili, poate. Și în curând, vă spun un secret, s-ar putea să mă certe după, pregătim ceva intens pentru voi, încă nu vă spunem, avem o surpriză. Acum, dacă tot ai început, unde pregătim ceva intens? Aici, pe grupul La Taină cu Nușa și Cristian, cât de curând veți avea o surpriză. Bine, Nușa, eu îți mulțumesc și... Și eu îți mulțumesc că m-ai ascultat. Da, mă bucur că ne regăsim, ne reîntâlnim și pregătiți-vă că ne vedem curând, destul curând de des și avem multe chestii drăguțe să vă împărtășim și foarte utile pentru sufletul vostru și pentru mintea voastră, pentru a trăi frumos, în iubire și într-o lume din care, dacă deocamdată n-am ajuns, să ajungem în momentul în care să vrem să facem parte din ea. La revedere! La revedere! La revedere!